Muzeul Universității de Arhitectură e un loc mic în care pulsează o inimă imensă. Inima lui Ion Mincu. Deși muzeul este aproape necunoscut, obiectele strânse aici îți vorbesc cu multă emoție despre un spirit și ce a însemnat el pentru cei care ne construiesc lumea. Spiritul profesorilor și studenților la arhitectură. La un moment dat se începuse o arhivare a lucrurilor care erau pe aici și în alte spații din școală. Și un coleg m-a invitat să vin. Hai, vino să vezi ce avem la muzeu. Erau foarte multe piese de Ipsos pe care le curățau atunci. Și primul lucru pe care l-am văzut, își amintesc, era exact așa o zi din asta cu soare. Pe jos erau înșirate capetele astea de faun. Și mi-a trecut gândul ăsta prin minte, ce șansă pe cel care va putea să lucreze cu toate lucrurile astea și să le pună într-o ordine care să povestească ceva. Nu știam că o să apar și eu în povestea asta, dar da, mi-a trecut gândul ăsta prin minte. Pentru mine are un loc în inima mea aparte. De ce? Pentru că văd aici secvențe din ceea ce a însemnat viața mea ca student, viața mea ca profesor și văd fărâme și tot secvențe din ceea ce a însemnat arhitectura de la începutul școlii de arhitectură până astăzi. Anul trecut noi am celebrat 125 de ani de școală de arhitectură și ceea ce vedeți aici expus sunt de fapt crâmpeie, cioburi din lucruri păstrate cu sfințenie din existența noastră. Am dat repede seama că nu sunt foarte multe lucruri cu o valoare patrimonială, să spunem, dar mai degrabă sunt lucruri care pot să îți amintească ceva și să-ți spună o poveste despre cei care au făcut această școală și despre felul în care deveneai arhitect în anumite momente. Ne-am imaginat că toate aceste lucruri pot fi citite într-un fel în diagonală, adică poți să faci asocieri mentale și asta dă o mai mare bogăție colecției, să spunem. Anii 82 au coincis cu deschiderea oficială a acestui organism de educație, cum l-am numit noi la vremea respectivă, muzeul. Ideea a plecat de la demolările care se făceau în anii precedenți acestei date în zona Palatului Parlamentului. Frânturi de decorații, cioburi de case sau alte elemente interesante dispăreau în febra demolărilor din anii respectivi. Și atunci am început să culegem detalii interesante care le-am putut găsi printre dărâmături și cu studenții am încropit până la urmă un fel de colecție de amintiri, de fapt, ale vechilor case din zona respectivă. Încă sunt profesori în vârstă sau, mă rog, arhitecți în vârstă care au ceva de povestit despre istoria școlii și atunci, pe măsură ce ajungea la noi o poveste, încercam să o păstrăm aici. După mine a fost o datorie împlinită față de vechea generație de arhitecți care s-au bucurat când a fost deschisă și pentru studenții de aici este un element de istoria școlii care cred eu că după 140 de ani sau 150 de ani de învățământ de arhitectură merita măcar un loc în care să se consemneze evoluția respectivă, într-un fel și a meseriei, dar mai mult al educației în arhitectură. Cu atât mai mult când nu există un muzeu de arhitectură în România până la ora actuală.